de puțină vreme, un ceas și ceva probabil, s-a lăsat noaptea peste orașul nostru. Și noapte în sensul în care spun acum este acea secvență de timp care desparte două zile, ziua de astăzi de ziua de mâine. Secvența aceea de timp dintre seară și dimineață. Și noaptea aceasta care s-a lăsat acum peste orașul nostru nu este orice fel de noapte. Nu? Nu este doar noaptea care desparte astăzi de mâine. Deși este noaptea asta. Ce este noaptea care desparte anul acesta de anul care vine. Și pentru foarte mulți din locul acesta, dacă nu poate, pentru foarte mulți din locul acesta, pentru foarte mulți concetățenii de ai noștri, noaptea aceasta are un caracter special, se petrece într-un anume fel, nu? Pentru foarte mulți, noaptea aceasta va fi un fel de zi. Știți la ce mă refer? Adică, acum când ar trebui oamenii să meargă la culcare, nu, nu, oamenii prin viață și-au făcut program. Și mâine dimineață, pe când oamenii să se trezească, dragii mei, se duc la culcare. Și în noaptea aceasta încearcă să facă tot felul de lucruri care, zic ei, le vor ajuta în anul viitor să aibă un an prosper și cu succese. Bună În Spania este un obicei că în noaptea aceasta dintre ani trebuie să mănânci 12 boabe de struguri. Câte una pentru fiecare lună a anului. Și în Portugalia este obiceiul acesta, numai că nu mănânci struguri, mănânci uh, boabe de măsline. Ideea este că dacă mănânci câte o boabă de, de strugure sau câte o boabă de, de măslină, uh, uh, una pentru fiecare lună, fiecare lună va fi prosperă. Vieții oameni. E dorință. Undeva în Italia, în Napoli, este un obicei că în noaptea aceasta dintre ani, oamenii aruncă pe geam tot felul de obiecte vechi. Farfurii, obiecte de mobilier. Obiceiul acesta începe să scadă în practică pentru că e periculos pentru trecătorii de pe stradă. Ideea este că încep să încearcă să scape cumva de lucruri vechi, lucrurile care sunt vechi în jurul lor. Simbolul că încearcă să scape de vechiul din viața lor. Și trec în anul nou cu toate vechiturile după ei. Degii mei, s-ar putea pentru mulți din locul acesta, noaptea aceasta, să fie din perspectiva uh, în care vorbesc acum zi. Adică să nu mergeți la culcare. Dar stau și mă întreb dacă din perspectiva lui Dumnezeu, noaptea aceasta chiar este zi. Spun asta pentru că în textul din această seară, Cuvântul lui Dumnezeu vrește despre o noapte dintre două zile, dintre astăzi ziua în care vorbește profetul și mâine ziua în care Dumnezeu va face ceva special. Când toate lucrurile vor fi noi, toată criza se duce. Și în noaptea aceasta, dragii mei, când era bes afară, niște oameni, niște leproși, au curajul să numească noaptea aceasta zi, să spună, ziua aceasta este o zi de veste bună. Dar era bez afară, știți? Era noapte. Și niște oameni nu prea sănătoși, care nu prea vedeau o perspectivă mare pentru viața lor că le prea înmăcina din toate părțile, reușesc să numească noaptea aceasta zi. Nu pentru că petrec, nu pentru că se ocupă cu ce se ocupă toată lumea, nu, nu, dragii mei, ci pentru că se întâmplă altceva noaptea aceea. Și vreau să predic în seara aceasta, cu ajutorul domnului, dragii mei, despre noaptea care poate fi numită zi. Și mă rog, domnule, să ne ajute pe toți la asta. Deci, noaptea care poate fi numită zi este noaptea în care salvarea vieții devine preocuparea principală pentru noi. Nu știu dacă mă auziți noaptea care poate fi numită zi, este noaptea în care salvarea vieții devine preocuparea principală pentru noi. Dacă în seara aceasta v-aș întreba bunoară, frați și surori, dragi tineri, care va fi preocuparea principală pentru dumneavoastră în noaptea aceasta? Sunt convins că ați putea să spuneți. Oamenii aceștia, le leproșii aceștia, în noaptea aceea, au zis așa. Dacă stăm aici, murim. Dacă intrăm în cetate, murim. Preocuparea noastră principală este cumva să ne salvăm viața. Și stau și vă întreb, dragii mei care sunteți aici în locul acesta, în această seară, aveți preocuparea aceasta principală în noaptea asta sau în noaptea vieții? Să vă salvați viața? Sau nu aveți preocuparea asta? Ei, preocuparea asta, dragii mei, intervine atunci când cineva își dă seama că viața este pusă în pericol. Și vă întreb iarăși, este cineva aici în sala asta, la finalul acesta de an, care descoperă că viața lui este pusă în pericol? Sau nu? Bine, fratele lui. Bolnav nus, că boala poate să amenințe viața. Oameni pot să amenințe viața. Știți, uh, Ilie a văzut la un moment dat amenințat de Izabela, a pus armata, soldații pe urmele lui și s-a dus, a fugit nu știu unde să scape viața. Da? Diferite cataclisme sau crize pot să pună în pericol viața. Oamenii aceștia erau într-o criză alimentară, toată cetatea era într-o criză alimentară. Oamenii mureau pe capete și căutau cumva să scape viața. Dar, dragii mei, s-ar putea să nu fie boală, s-ar putea să nu fie criză sau cataclism, s-ar putea să nu fie oameni. Mai este ceva ce ar putea să ne amenințe viața? Ce ziceți? Ați descoperit în cartea asta lui Dumnezeu că păcatul poate să aducă moarte. Ați descoperit? Zicea Domnul Iisus Hristos către evrei, mi se pare, în Ioan 8, eu mă voi duce și mă, voi mă veți căuta. Și voi veți muri în păcatele voastre. Câți din locul acesta, în noaptea dintre andracii mei, în noaptea asta pe care noi vrem să o facem zi, ne mai preocupăm de faptul că păcatul s-ar putea să ne omoare. Sau nu-i locul acesta? E la fel de periculos, dacă nu mai e periculos decât boala, decât uh, cataclismele, decât uh, amenințarea oamenilor. Păcatul, dragii mei, te omoară de-a binelea. De aceea a zis Dumnezeu în Vechiul Testament, încă de la începutul istoriei, către Adam și Eva, în ziua în care mănânci din pomul ăsta mori. E o treabă serioasă. Adică în ziua în care păcătuiești, înaintea lui Dumnezeu mori te rug de Dumnezeu. Ei, frații mei, noaptea care poate fi numită zi, este noaptea în care salvarea vieții devine preocuparea principală pentru noi. Că viața nu este amenințată de păcatul din lumea aceasta. Și atunci când salvarea vieții devine preocuparea principală pentru noi, dragii mei, ceea ce trebuie să facem este să alegem soluția viabilă. Nu există decât o singură soluție viabilă care ne poate scăpa de moarte. O știți care este aceea? Ziceau leproșii, aveau trei variante în față. Dacă stăm aici, e o variantă. Ea nu lucrează. Dacă ne ducem în cetate, e o a doua variantă. Ea nu lucrează. Este o a treia variantă. Știți care a fost varianta aceea? Să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Bine, frate, dar asta e variantă să scapi viața? Să te dai pe mâna vrășmașului? Nu, nu, frații mei. Știți care a fost ideea acolo la oamenii aceștia în cap? A fost următoarea. Ne ducem și mizăm pe milă singura variantă care poate scăpa viața este mila. Și vreau să vă întreb, mila sirienilor le-a salvat lor viața sau mila lui Dumnezeu? Făți mei, mila lui Dumnezeu. Niciunul din locul acesta nu are o altă variantă să salveze viața decât mila lui Dumnezeu. E singura variantă. Când fiul acela risipitor Plecat de acasă și trăind ca mulți tineri, poate din locul acesta, în păcatele lumii acestea și-a dat seama că este în pericol să-și piardă viața. A zis, am o variantă. Să mă duc să mă lipesc de unul din locuitorii țării. Lucrează varianta asta. Sau să încerc cumva să obțin roșcovele pe care le mănâncă porcii. Lucrează varianta asta. Nimeni nu îi le dă nu nu nici măcar astea. E o singură variantă. Să mizez pe mila tatălui. Că nimeni nu-și poate salva viața, dragii mei, cu alte variante. Ci numai prin mila lui Dumnezeu. Mă ascultați, frații mei? Nimeni nu poate face lucrul acesta. Zicea, sau striga orbul Bartimeu într-un fel de rugăciune, dacă vreți. Era nenorocit. Nenorocit de tot. Să fii pus lângă drum, să cerșești, să te alții, să te ducă, să te aducă. Dar de acolo a strigat și a zis orbul Bartimeu, Iisus Fiului fiul lui David. Ai milă pe mine. Nu este altă variantă. De ce credeți dumneavoastră că a venit Domnul Isus Hristos în această lume și abia am trecut peste sărbătoarea când s-a întrupat și a venit în lumea noastră? Nu pentru că lui Dumnezeu e milă de noi? De frații mei, trebuie în modul cel mai serios în seara aceasta de final de an să vedem că viața ne este pusă în pericol. Niciodată nu vom apela la mira lui Dumnezeu. Nu vom căuta soluții pentru salvarea vieții. Nu vom încerca să apucăm pe drumul salvării când, până când nu vom vedea că viața noastră este pusă în pericol. Păcatul ne omoară. Și atunci strig, ai milă de mine, Dumnezeule. Și Dumnezeu din cer are, are milă de noi. Dacă vă uitați în Biblie, dragii mei, salvarea Cuiva a fost primit la lui Dumnezeu. Știți că Dumnezeu a hotărât să aducă potopul peste fața pământului. Să nimicească pe oameni din cauza păcatului. Păcatul omora oamenii, din punct de vedere spiritual. Și dragii mi a scăpat noie și casa lui. De ce a scăpat noie și casa lui? A în Biblie. A făcut o corabie în timp ce alții petreceau, așa cum petrec mulți în noaptea aceasta, mâncau, biau, făceau de toate. Noi e meșterea la corabie, așa este frații mei. Dar știți ce spune Biblia extraordinar de important? Noi a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu. Dacă a fost salvat noi, a fost pentru că a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu. Aveți nevoie de mila lui Dumnezeu în această seară, în această noapte. Câți de aici? Mi-am pus întrebarea, m-am frontat mult și astăzi. Câți din locul acesta oameni care am venit să petrecem câteva ceasuri de la final de an în casa lui Dumnezeu? Câți de aici ne vom preocupa în această noapte ca preocupare principală să ne salvăm viața? Câți? Sau ne-am obișnuit așa de tare cu sărbătorile acestea, cu trecerea dintr-un an într-un alt an, încât avem impresia că totul e poveste. Nu-i poveste, frații mei. Timpul acesta trece, cum spuneam mai devreme, și viața noastră se duce. Se duce, dragii mei. N-ați vrea să vă salvați viața și atunci când vine Domnul Isus Hristos, El să ne primească în împărăția Lui glorioasă? N-ați vrea lucrul acesta. Numai mila Lui Dumnezeu ne salvează viața. Nu altceva. Al doilea lucru, dragii mei, noaptea care poate fi numită zi, este noaptea în care ne-am decis să ne schimbăm comportamentul. Ascultați ce au zis oamenii aceștia în noaptea aceea pe care o numit o zi. Nu facem bine ce facem. Oamenii vor petrece noaptea aceasta. Și vă întreb: câți din noaptea aceasta vor zice nu facem bine ce facem? Oamenii din lume vor înjura noaptea aceasta. Pentru că uh, mințile lor vor fi, vor fi întunecate. Câți vor zice noaptea aceasta nu facem bine ce facem? Oamenii, dragii mei, unii trebuie să vor certa în noaptea aceasta până la gesturi extreme. Cât vor zice, nu facem bine ce facem. Vor glumi prostește. Vor face păcate multe noaptea aceasta. Cât vor zice, nu facem bine ce facem. Sau nu trebuie pusă întrebarea asta? În această noapte, oamenii aceștia, dragii mei, au venit și au zis: Nu facem bine ce facem. Pentru ca să, ca să reușesc să schimb comportamentul, să decid să schimb comportamentul, trebuie să avem momente serioase de analiză personală. Să zicem ce fac acum, unde se încadrează. La bine sau la rău? Deci, mei, veți merge noaptea aceasta, cinește pe unde. Credeți că ar trebui pusă serios această întrebare? Ce facem acum? Unde se încadrează? La bine sau la rău? Sau nu trebuie pusă? Unii veți petrece împreună cu alții. Nu m-am ridicat să combat una și să combat alta. Să apreciez una sau să apreciez alta. Nu pentru asta m-am ridicat. Dar m-am ridicat aici să... să Provoc, dragii mei, să punem această întrebare. Ce facem noi? Unde se încadrează? La bine sau la rău? Că dacă nu facem analiza asta, dacă nu punem lucrul într-o parte sau alta, dragii mei, n-avem cum să decidem să schimbăm comportamentul. Și mergem așa în virtutea, în virtutea uh, valului, ne ducem mai departe. Dar ce mă ajută să schimb, să, să, să fac evaluarea asta serioasă, să-mi analizez viața, să-mi analizez comportamentul? Ce mă ajută mintea mea? S-ar putea. Dar știți că uneori s-ar putea ca mintea să ne, să ne joace feste, să ne întunece știți asta? să ajungă mintea, dragii mei, atât de pervertită încât să numească răul bine și să numească binele rău. Ați întâlnit în Biblie sau ați întâlnit în viață situații de felul acesta sau n-ați întâlnit? Că așa zice Dumnezeu, că vine o vreme în care oamenii vor numi răul bine și binele rău. Și când îl întreabă Dumnezeu pe, pe Iona, într-un puseu din asta de mânie, zice Dumnezeu către, către mâniosul Iona, bine faci tu de te mâni. Ce a zis? E bine. Că mintea e întunecată. Și atunci, mintea asta întunecată te poate ajuta să spui asta se duce la bine și asta se duce la rău. Sau avem nevoie de altceva, frații mei? Avem nevoie de o minte luminată de Duhul lui Dumnezeu. Avem nevoie de o minte care să fie echipată cu Cuvântul lui Dumnezeu. Scriem Psalmul 51. David, într-o anumită circunstanță de viață, următoarele cuvinte. Sunt multe lucruri acolo, dar spune expresia asta. Am făcut ce este rău înaintea ta. Dar știți când a spus lucrul acesta? Știți? După ce a venit cineva în numele lui Dumnezeu și a spus: Am un cuvânt de la Domnul pentru tine. De-abia atunci. Când stăm în fața Cuvântului lui Dumnezeu, când se confruntă cu acest Cuvânt al lui Dumnezeu, în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, mintea acestui om zice, am făcut ce este rău, ceea ce am făcut eu nu este bine ce am făcut. Am făcut rău înaintea ta. Mă întreabă cineva într-o zi și îmi zice următoarele cuvinte. M-am bănuit că era un test, așa care vrea să-mi-l pună. Dacă vând cuiva un pământ care costă 10.000 de euro, cu 12.000 de euro, și spun că atâta costă, 12.000 de euro, e păcat sau nu e păcat? Și am zis, dacă îi spui că cele 2.000 de euro sunt comisionul pe care l ai tu pentru că, mă rog, intermediezi uh, tranzacția asta, e una. Dar dacă îi spui că acel pământ costă 12.000, când el costă 10.000, e păcat înaintea lui Dumnezeu. Și am zis, da, n-ai știut lucrul acesta? Zice, uite ce am citit azi dimineață în Biblie. Mi s-a deschis cartea lui Dumnezeu la psalmul 15. Cine va locui în cortul tău? Cine va se va sui la muntele tău, Dumnezeule? Cel ce umblă în cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela va locui în cortul lui Dumnezeu. Ei, dragii mei, mintea acestui om care mi-a pus întrebarea asta a fost luminată de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Știa că nu este bine pentru că i-a spus cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să spui adevărul din inimă. ca să putem schimba comportamentul, adică ce nu facem bine în noaptea aceasta sau în viață, dacă vreți. Trebuie să ne facem o evaluare în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Nu în lumina simțurilor noastre care zic așa îmi place, în lumina culturii în care trăim, care unește sărbătoarea cu nelegiuirea și cu păcatul. Nu, frații mei, în lumina ceea ce este sfințenia lui Dumnezeu și a ceea ce zice Dumnezeu, dragii mei trebuie să avem momente de analiză personală. Și vă zice unii bine, fratele lui, dar chiar în noaptea asta de Revelion, chiar acum să ne analizăm. Frății mei, Dumnezeu nu așteaptă să ne analizăm când vrem noi, ci atunci când ne spune El și dacă în seara asta ne spune, în seara asta trebuie să ne evaluăm. Că cine știe ce se petrece în noaptea asta? I-a zis Dumnezeu din cerul lui, nebunule, nu știi că în noaptea aceasta ți se va cere înapoi Sufletul? Și mai e timp să te analizezi? Să te evaluezi? Trebuie să avem momente de analiză personală. Dar trebuie să avem momente, dragii mei, de sinceritate. Adică, să fim sinceri cu noi înșine și să ne zicem nouă înșine ce fac eu nu este bine. Cum trăiesc eu nu este bine. Unde mă duc eu nu este bine. Cu cine mă însoțesc eu nu este bine. Stilul meu de viață nu este bun înaintea lui Dumnezeu. Înseamnă să fii sincer cu tine însuți. Și, dragii mei, această sinceritate cu tine însuți înseamnă pocăință înaintea lui Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu să spui, Dumnezeule, ce fac eu nu este bine, recunosc înaintea ta, Dumnezeule. Așa a zis David, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Și să avem curajul după aceea pe care l-au avut acești leproși. Au constatat că ce fac nu este bine și au schimbat comportamentul în noaptea aceea. Și au început să facă altceva ce este bine. Nu facem bine ce facem. Și mă întreb câți dintre noi din locul acesta, în această noapte, vom avea curajul să abandonăm tot răul și să ne ducem, dragii mei, spre faptele cele bune, să facem ce este bine înaintea lui Dumnezeu. Vom avea acest curaj. Pentru că e nevoie de curaj. Răul a devenit modul de viață pentru mulți. Chiar dacă se cheamă creștini și ați schimba obiceiurile rele, dragii mei. Nu e chiar așa de simplu. Îți trebuie curaj să o rupi cu asta. Și vreau să mă apropii de încheiere pentru că timpul trece așa de repede, dragii mei, și nu vreau să regem foarte mult peste ora 8 în al treilea rând, dragii mei. Noaptea care poate fi numită zi este noaptea în care descoperim responsabilitatea vieții noastre. Înaintea lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au zis așa, nu facem bine ce facem, trebuie să facem altceva. Adică avem o responsabilitate. Nu-i destul să trăim pentru noi înșine. Nu-i destul că am dat acum de, de merinde și petrecem. Ca asta spune Biblia. În noaptea aceea a fost o vreme în care au petrecut. Au dat de, de diferite feluri de mâncare și au petrecut-o noaptea aceea. Și au zis, el, au zis ei, nu facem bine, ce facem? Pentru că avem o altă responsabilitate. Să ne gândim și la alții. Să le ducem o veste bună. Dar n-am putea să amânăm? Până mâine dimineață? Frății mei, asta e întrebarea lor. Știți, ființa noastră umană e foarte ciudată. Ea este dispusă, dragii mei, să nu mănânce, să nu doarmă pentru lucruri care o satisfac, care sunt obiectiv principal pentru viață. oare Gehazi zice Biblia că atunci când Aman s-a îndepărtat de, de casa lui Elisei, a alergat repede, nu contează că a fost poate obosit sau că a trebuit să depună efort. A alergat repede după Aman și a zis: "Vreau haine de schimb și vreau aur." Dar sunt alte lucruri pe care noi le amânăm și avem impresia altă dată. Zice Biblia, uh, lasă-ți darul la și du-te și împacă-te cu aproapele tău. Câți dintre noi ne, ne, grăbim să ne împăcăm cu aproapele nostru? Câți frații mei? Cât credem că asta este o prioritate sau putem să amânăm până la cina următoare? Peste o lună de zile, nu asta de acum, peste o lună de zile. Ieri m-a sunat cineva de la, dintr-un oraș la sute de kilometri de Cluj. O femeie, o persoană foarte agitată, undeva într-o biserică nu mergeau lucrurile așa cum ar fi vrut ea. Și a zis, o să fac un scandal monstru. Și am zis, bine, acum în ajuns de anul nou? Păi a zis, păi mai este o săptămână până la anul nou. Păi cum o săptămână? Zic că mâine e revelionul. Că ieri m-a sunat. Mai este o săptămână până la anul nou. A zice, mi-am pierdut zilele. Adică, ești gata să faci un scandal monstru că mai ai vreme până la anul nou să repar lucrurile. Nu? Nu, nu. Mâine revele nu. Mâine revele Vrei să faci un scandal monstru în ajung de anul nou că mai pot aștepta împăciuirile și așa mai departe. Dragii mei, oamenii aceștia au zis, nu mai putem amâna. Trebuie să facem ceea ce ne-a dat Dumnezeu ca responsabilitate. Să ne gândim la alții că dacă amânăm este pericol. Dragii mei, este pericol ca alții să moară, dar suntem noi în pericol să fim pedepsiți. Câți din locul acesta ne-am gândit vreodată că avem o responsabilitate nu doar pentru noi să trăim bine, ci să ducem o veste bună, salvatoare pentru oamenii care mor în păcat foarte aproape de noi. Am zis asta altă dată. Dacă vom aștepta, dacă vom amâna, ziceau lepoși ăștia, vom fi pedepsiți cu siguranță. Pentru că alții au nevoie de veste asta bună. Spune Sfânta Scriptură în Vechiul Testament, în cartea profetului Ezechiel, că dacă voi zice celui rău, vei muri negreșit. Și tu nu îl înștiințezi, tu nu-i spui, tu nu-i faci de cunoscut că este în pericol. Omul acela păcătos va muri negășit în păcatele lui, răutatea lui, dar sângele lui, știți ce zice mai departe? Îl voi cere din mâna ta. Adică ești responsabil înaintea lui Dumnezeu să spui celui de lângă tine despre vestea asta bună. Este mântuire, este un mântuitor. Pot să fii mântuit în Isus Hristos. Dragii mei, vestea asta bună o duci altora ca experiență de viață personală. Tu mai întâi ai, bine, ai primit bine cuvântarea de la Dumne Dumnezeu. Oamenii ăștia când s-au dus să ducă vestea bună, știi ce au spus? Au spus experiența lor. Nu? Nu am intrat în, în tabăra sirienilor. Am văzut corturile goale, am găsit mâncare, ne-am săturat. E experiența noastră. Suntem binecuvântați. Și dacă vă spunem că este posibilitatea să vă salvați viața, este pentru că noi am avut experiența asta. Câți din locul acesta sunteți dispuși să mărturisiți altora experiența salvării personale pe care Dumnezeu a făcut-o în viața dumneavoastră? Cât sunteți dispuși? Că atunci când spunem experiențele noastre, cum Dumnezeu ne-a mântuit, cum Dumnezeu ne-a purtat de grijă, cum Dumnezeu ne-a iertat păcatele, dragii mei, strânim în ceilalți preocuparea să fie și ei mântuiți. Să aibă și experiența asta. Zicea Samaritian că atunci când a intrat în cetate, uitați ce experiență am avut. M-a dus la fântână și am întâlnit acolo un om care care mi-a spus tot ce am făcut. Adică un om care îmi cunoaște toată viața. Știe păcate, știe fără dele, știe căsătorii și desfaceri de căsătorii, știe totul despre mine. Nu cumva este el Mesia? Asta e experiența mea. Și spune Biblia că atunci oamenii din cetate au ieșit afară, motivați de experiența asta, să se întâlnească și ei cu omul acela care știe toate lucrurile. Și au zis la într-un final, acum nu mai credem pentru că ne-a spus femeia asta. Credem pentru că avem noi experiența asta cu el. Deci, mei, responsabilitatea noastră este să spunem altora această veste bună. Fără să amânăm. Pentru că este experiența noastră. Dar ca să poți spune lucrul acesta și altora, trebuie să ai o anumită inimă, o anumită sensibilitate, să-ți pese de ei. Că nu poți să renunți la confortul tău chiar din noaptea aceasta. Nu poți să renunți la planurile tale, la, la gândurile tale, la aspirațiile tale de viață, să te duci la alții, să duci vestea asta a salvării. Dacă n-ai inimă pentru asta, dacă inima este împietrită, este insensibilă, trebuie să ai inimă pentru asta. Am citit despre un om al lui Dumnezeu, un creștin din Franța medievală. Bernard de Clairvaux. Omul acesta era și un învățător și a avut un învățăcel. L-a învățat, l-a ajutat, s-a rugat pentru el și învățăcelul ăsta, sârguincios, a ajuns să depășească învățătorul și la o anumită perioadă de timp a ajuns Papa Eugeniu al III-lea. După ce a ajuns papă, Bernard de Clairvaux a scris o scrisoare, o scrisoare care sună cam așa, și ascultați-mă. Zici ce ai la scrisoarea asta așa. Îi fi tu papă. Dar să știi că nu mă impresionează lucrul acesta. Pentru că dragostea nu știe de funcții. Și nu este impresionată de funcțiile oamenilor. Îți scriu această scrisoare, zicea Bernard de Clairvaux, pentru că atunci când te-am cunoscut, aveai o inimă caldă pentru Dumnezeu și slujeai lui Dumnezeu. Acum ai ajuns mare, și oamenii roiesc în jurul tău. Și ai multe de făcut. Și mă tem ca inima ta să nu se împietrească înaintea lui Dumnezeu. Și dacă nu știi ce este o inimă împietrită, zicea el, nu mă întreba pe mine. Întreabă-l pe faraon că el știe ce înseamnă o inimă împietrită. Dar simplu fapt că zici că inima nu ți împietrită, este o dovadă suficientă că deja este împietrită. Frății mei, nu trebuie să ai o anumită poziție în societate sau nu știu pe unde, ca să ai inima împietrită, dar trebuie să-ți lipsească iubirea lui Dumnezeu pentru oameni și inima este împietrită. Și chiar atunci când zicem că inima nu e împietrită, e o dovadă că ea este împietrită. Că nu mai simțim pentru alții, Începem să trăim în mod egoist cum au trăit oamenii o vreme, până când s-au deșteptat de cap și au zis: Sunt alții care sunt în pericol, ca și noi. Trebuie să mergem să le spunem vestea bună. Asta e responsabilitatea noastră. Deci, mai mă rog, lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Noaptea aceasta este una specială. Nu doar pentru că. Desparte astăzi, de mâine sau anul acesta, de anul viitor. Ea poate fi o zi spirituală pentru fiecare dintre noi. Dacă vrem să facem o zi spirituală. Dacă preocuparea noastră principală va fi, dragii mei, să ne salvăm viața de primejdi a păcatului care ne paște pe fiecare dintre noi. Dacă preocuparea noastră va fi să ne schimbăm comportamentul. Să nu mai numim răul bine, dragii mei, și să spunem nu facem bine ce facem chiar noaptea aceasta. Dacă vă înțelege că avem această responsabilitate înaintea lui Dumnezeu, să spunem și altora că pot fi salvați. Noaptea aceasta poate fi o zi spirituală pentru noi. Să zicem ca și ei, ziua aceasta este o zi de veste bună. O zi în care Dumnezeu se ocupă de noi.